Bună, vreau să explic acum câteva lucruri uh, care sunt efectate și integrate cu sistemul ECS și uh, categorie în care e deja simplu s-au dovedit eficient uh, în a, a produce efecte dorite. Deci, sistemul ECS mai ales este implicat în regulația emoțiilor. Când ai o emoții foarte negative sau chiar foarte pozitive, oricum emoții uh, care nu sunt în echilibru. Sistemul ICS intră acolo și încearcă să echilibreze lucrurile. Și CBD, cum am explicat, are un efect stimulant în direcția aceasta. Și de aceea, CBD a fost folosit pentru a trata trauma, uh, frică, adică fobiile, și depresie uh, într-un mod, într mod foarte eficace. Pe lângă asta, CBD, adică sistemul ECS, are un rol foarte important în formația grăsimii, adică grăsimea care se depune pe corp. E de fapt modulată sistemul ECS, că de fapt vedem că sistemul acesta are foarte multe roluri în organism. Așa că CBD a fost folosit pentru a elimina și ajuta la eliminarea grăsimii și controlul greutății. Pentru că se stimulează acest sistem și când este stimulat, de fapt, este echilibrat mai bine. Mai ales pentru oameni care depun, depun grăsimi chiar în contexte în care uh, nu mănâncă foarte mult pentru că este un dezechilibru hormonal undeva. Uh, IS CBD este foarte bun în direcția aceasta pentru că CBD echilibrează sistemul ICS și ajută ca formarea grăsimii în organism să fie la nivelul dorit, la nivelul ce trebuie, și nu la un nivel prea sus, cum au unii oameni. Uh, pentru oameni care fac sport, uh, un simil care este luat uh, în timpul activității sau imediat după activitate ajută foarte mult la formarea mușchiului și la, uh, la menținerea sistemului după ce ai făcut un exercițiu mare. Uh, deci acestea sunt trei lucruri de bază care sunt importante. După acestea o să vorbim de mai multe locuri, uh, mai multe domenii în care au fost cercetări recente, uh, în care oamenii au putut să folosească CBD.